Tribunalul Cluj a respins ca neîntemeiată cererea Asociației Minority Rights, care reprezintă sute de etnici maghiari ce au dat în judecată primăria Cluj-Napoca, solicitând plăcuțe multilingve. Motivarea sentinței va apărea în următoarele săptămâni și va explica pe larg motivul pentru care cererea a fost respinsă. Este foarte probabil ca judecătorii să fi considerat că nu se respectă legea, care stipulează că în localitățile unde sunt mai puțin de 20% etnici, nu trebuie amplasate plăcuțe în limba respectivei etnii. Procesul de la Tribunalul Cluj a început în luna octombrie 2015. Clujenii și mișcarea Musai Musai au depus împreună 403 de intervenții accesorii la Tribunalul Cluj, cerând plăcuțe multilingve în Cluj-Napoca.